de ceva vreme și în România se încearcă realizarea unei colectări selective a deșeurilor. Toată lumea face eforturi în acest sens, iar rezultatele încep să se vadă, chiar dacă mai timid. Varietatea de deșeuri este una foarte mare, iar o categorie aparte este reprezentată de cele provenite din construcții. Și aceste deșeuri sunt de mai multe feluri, iar unul dintre acestea se referă la cele care rezultă din demontarea sau distrugerea unor geamuri. În județul Hunedoara, unul dintre operatorii de salubritate are soluții, dar și autorizație pentru colectarea acestor deșeuri. Pentru deșeurile de sticlă există acest sistem de colectare cu clopotele verzi care sunt în proximitatea locuințelor sau a platformelor plurifamiliare. Aici se vor arunca doar acele ambalaje de sticlă și borcane fără conținut. Deșeurile de sticlă sunt deșeuri provenite din deșeuri de construcții și demolări și ele trebuie gestionate corespunzător. În momentul în care le aveți, contactați operatorul de salubritate autorizat pentru colectarea acestor deșeuri. Inclusiv noi suntem autorizați pentru această activitate și în baza unei taxe vi se va pune la dispoziție un recipient sau un sac prin care să poată fi colectate aceste deșeuri și ele urmând să fie tratate corespunzător. Cei care au astfel de deșeuri de sticlă provenite de la demolări pot contacta operatorul de salubritate pe adresa de e-mail office.deva@braicata.ro sau la numărul de telefon 0254 267 233.